Dacă ești o persoană mai sensibilă și poate mai slabă din punct de vedere duhovnicește, probabil un astfel de mesaj te va afecta. Așa că poți să te întorci la canalele de YouTube în care găsești citate inspiraționale și clipuri motivaționale, predici motivaționale și așa mai departe. Dar dacă ești o persoană slabă și consider că nu ai foarte mult discernământ sau nu știi dacă ai discernământ, îți recomand să rămâi aici, să asculti clipul acesta până la capăt și să vezi dacă nu cumva ai nevoie să asculti aceste lucruri. Avertizarea fiind făcută pentru a proteja acele cucite slabe, aș dori să vă introduc în, într-o teologie și practică carismatică care este foarte populară în lume, dar care în România nu este atât de uh, publică, și este prezentată sub expresie și într-o formă care îi face pe oameni desensibilizați față de ce se întâmplă în realitate. Uh, ați uh, observat, dacă sunteți abonați pe canalul ăsta de YouTube, că uh, am vorbit despre acest băiat Alexandru Cozma, care este păstor, cred, slujitor la uh, biserica vox clamantis. Uh, sau cel puțin așa se cheamă din câte a văzut canalul de YouTube, uh, dumnealui cu ocazia festivalului Antold a făcut o chemare publică și aș vrea să ascultați o secțiune din această chemare publică. În acest festival, adică vom face împreună cu Biserica Betel, noi Vox, și împreună cu oricare altă biserică care dorește să se alăture acestei lucrări, vrem să continuăm ce am început anul trecut. Ne vom întâlni joi, vineri și sâmbătă, 4, 5 și 6, cu Biserica Betel, la Biserica Betel în Mânăștur. Acolo vom forma două echipe. O echipă care timp de 5 ore va mijloci pentru noi cei care vom merge pe teren. Paul va fi cel care va organiza echipa de mijlocire. Se va cânta, se va ruga. Paul, ce vă mai face acolo? Ok, vedeți, el spune, ne vom întâlni cu Biserica Betel, la Biserica Betel, noi, Vox Clamantis, inițiem, organizăm și totul este în legătură cu Biserica Betel. Biserica Betel, fraților, este o biserică baptistă din Cluj, care este în comunitatea baptistă, care este în cultul baptist, care în anii trecuți a avut derapaje foarte grave din punct de vedere al doctrinei și al practicii, pentru că a fost invitat Tony Berbeci acolo și și-a făcut de cap. Iar unul din păstorii bisericii, Adi Tămaș, este carismatic în teologie. Faptul că el practică mai mult pe la subsol acum teologia carismatică este cu totul altceva. Dar, dar, într-o uh, într ulterioară predică a acestui băiat, avem uh, o explicație la ce s-a întâmplat uh, acolo la un Untold, și într-o predică de a lua de Tămaș, Dumnealui explică ce s-a întâmplat. Și vom asculta ambele clipuri, am pus clipul ăsta introductiv pentru că cineva a negat din biserică de acolo că ar fi vreo legătură între aceste două grupuri. Nu există o legătură strânsă între aceste două grupuri, cel puțin din punct de vedere teologic și al practicii și al slujirii, din câte vedem, da? Dar haideți să ascultăm ce a spus pastorul Adi Tămaș. Dar ceva s-a întâmplat și suntem sub atac și probabil că ați văzut treaba asta și unii au pățit una și ați au pățit alta de, alta de la noi din biserică și de două, trei săptămâni suntem sub atac și nu știm ce se întâmplă dintr-o parte, într-alta. Și <coughs> ne dau că unul lucruri pe care trebuie să le facem ca biserică, și vreau să încheiem cu rugăciune în momentele acestea, este să cerem protecția Sângelui Domnului Iisus Hristos peste biserică, să facem o rugăciune specială de protecție pentru, pentru biserică. Dar vreau să ne ducem să cucerim munții de care vorbea Bogdan în această seară așa de fain. Ascultați Teologia Carismatică pe față să ne ducem să cucerim munții. Acum voi care veniți în biserici pentecostale, chiar baptiste sau creștini după Evanghelie, sau adventiste, sau ortodoxe, sau cine mă ascultați, voi vă să aminte să fi spus vreo unul din slujitorii voștri despre cucerirea munților? Poate credeți că este un limbaj metaforic. Nu este, fraților. Sunt folosite exemple din Biblie, de către carismatici, pentru a justifica la propriu anumite procesiuni de câștigarea unor înălțimi spirituale din lumea spirituală, din anumite orașe. Despre asta este vorba. Fiți atenți! Și vreau să ne ducem și să începem să ne rugăm pentru ceea ce urmează. Adică, pentru festivalul Antol. Deja de câteva zile se tot discută despre o întâlnire. Probabil că va fi întâlnirea sâmbătă. o Să, să se vadă, după ce o să aflăm, și noi o să vă comunicăm. Și se va merge în câteva puncte esențiale ale orașului. Se... ascultați, ideea de, de punct, puncte esențiale ale orașului, ce puncte esențiale ale orașului C în ce, ce puncte geografice esențiale ale unui oraș există ca să te duci acolo să te rogi? nu te poți ruga acasă nu te poți ruga la biserică, asta este teologie carismatică. o să explic imediat, mai mult va ruga și o să ne rugăm și o să cerem binecuvântare peste oraș, noi nu-i lăsăm pe alții să ne în orașul deci ați înțeles ce se întâmplă, te duci în puncte esențiale ale orașului ca să te rogi și să binecuvintezi orașul despre asta este vorba da? Pentru că alții blastămă orașul și atunci noi ne ducem să-l binecuvântăm orașul. Ok? Când cineva vine să-ți blesteme orașul, tu trebuie să te ridici să zici, hei, ai intrat în casa noastră, ce faci? Dar nu, asta e, nu, 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 așa se face. Pavel ne-a spus foarte clar, ce voi nu aveți de luat împotriva cărnii și sângelui, tu nu vii să-l accesezi pe cel care îți blastămă, ci tu vii și te duci la cel care a -a -a zis. În fine, sunt mai multe secțiuni aici, am predicat asta, nu vreau să, play, să discut prea mult despre el, că nu este despre Aditamaș și nici despre Biserica Betel, în primul rând, ci este vorba despre această teologie a cuceririi înălțimilor spirituale și despre a te duce în locuri geografice esențiale din orașul respectiv, unde proclam te rogi și bine pentru ca forțele demonice și blestemii care au fost aduse de concerte, de oameni, de practici uh, și așa mai departe să fie rupte, îndepărtate și ridica blestemul și așa mai departe. Asta este teologie carismatică. Asta nu este teologie biblică, nu există în teologia clasică, cel puțin pendicostală, în teologia baptistă cu atât mai puțin, în teologia creștină după Evanghelie lipsește cu desăvârșire. Cu desăvârșire, da? Ok, înainte să fac câteva comentarii, vreau să ascultăm ce a spus Alexandru Cozma după eveniment, da? Deci asta este înainte, este anunțul făcut de Alexandru Cozma și băiatul respectiv, este ce spune aici pastorul Adi Tămaș. și să vedem după ce s-a întâmplat, da? Deci ne uităm cronologic la evenimente. Ascultați. Adică fără noi nu există gust și lumină în lumea asta. Eu când am înțeles că fără mine nu există lumină, automat m-am îmbrăcat și m-am dus la tot. împreună cu frații mei, ca să lumineze. Și ne spunea Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin cuvânt profetic, spunea Dumnezeu așa, când veți trece voi și veți înconjura festivalul, dracii vor cădea în genunchi. Slavă lui de ce? Pentru că sunt în singura lumină. Referitor la... Subiectul în cauză, vreau să fac doar câteva observații. De ce o biserică baptistă din cultul baptist, din comunitatea baptistă își permite asocierea cu astfel de oameni? Cu astfel de oameni care au revelații despre mustrarea duhurilor, căderea duhurilor la pământ în genunchi și așa mai departe. Și răspunsul este pentru că există biserici baptiste, după cum vedem la Cluj, care cred în teologia cu cererii înălțimilor, care este o teologie carismatică, nu este pentecostală, să fie foarte clar. Da? Al doilea lucru, dacă conform celor spuse eu, unor membri din această biserică care nu știu, ei aud lucrurile astea, da? dar ei sunt analfabeti funcțional din punct de vedere teologic și nu spun asta ca o jignire, este ca o realitate, dar ei aud lucrurile astea și zic, da, să cucerim înălțimi spirituale, ei nu știu de fapt ce înseamnă lucrurile astea, da, dacă potrivit unora, de fapt nu este domnul niciun fel de colaborare, niciun fel de asociere, imaginați-vă că s-ar fi asociat cineva cu mine sau cu oameni simpli, da, care nu suntem păstori arhi cunoscuți pretutine cu biserici care au sute sau mii de persoane, da? Suntem niște oameni simpli, niște slujitori în anumite locuri mai mult sau mai puțin cunoscute din țară. Dacă despre noi s-ar fi spus, mă, vezi că s-a asociat cineva cu tine, să se ducă să cucerească înălțimi și așa mai departe. N-aș fi și public în următoarea secundă și aș fi spus un mesaj foarte scurt, să știți că nu există de fapt nicio legătură între noi, este o confuzie și așa mai departe. Dar sunt săptămâni de zile deja de când nimeni n-a spus nimic. Deci sunt membri în Biserica Betel care spun nu avem nicio legătură, domnule, cu aceștia. Niciun fel de legătură. Că ei pe la noi, la biserică și s-au rugat. Asta e altceva, dar nu avem nicio legătură. Ei declară public această legătură, această asociere și sunt membri care măcar nu știu lucrul ăsta, ceea ce mi se pare foarte grav. Apoi, aceasta nu este teologie pentecostală, aceasta este teologie carismatică din cele mai periculoase. Ea se bazează pe ideea mistică, aș spune chiar ocultă, conform cărora anumite locuri sau înălțimi au influență spirituală mai mare și sunt strategice în bătălii spirituale. Asta a spus, a, exact asta a spus pastru Adi Tămaș. Vreau să-l ascultați din nou, să vedeți ce spune. Dar vreau să ne ducem să cucerim munții de care vorbea Bogdan în această seară așa de fain. Și vreau să ne ducem și să începem să ne rugăm pentru ceea ce urmează. Deja de câteva zile se tot discută despre o întâlnire, probabil că va fi întâlnirea sâmbătă, o să, să se vadă, după ce o să aflăm și noi o să vă comunicăm. Și se va merge în câteva puncte esențiale ale orașului, și se... Deci, vedeți, să cucerim munții și să mergem în puncte esențiale a orașului. Despre asta este vorba. Este vorba despre această teologie carismatică, unde există anumite locuri uh, geografice, înălțimi, munți care au o influență spirituală mai mare, de pe care se poartă bătălii spirituale. Da, Domnul Iisus Hristos a spus că nu ne vom mai închina nici pe muntele acesta, nici pe ăla, nici pe înălțim, nici la Cluj, pe dealuri, nicăieri, ci închinarea după voia lui Dumnezeu este în duc și în adevăr. Dar acum ne întoarcem din nou la idei din astea mistice, învechite, care n-au nicio treabă cu cuvântul lui Dumnezeu și lucrurile acestea le auzim în biserici baptiste. În biserici baptiste, da? Hai că dacă le-ai fi auzit în biserici de altă de altă factură denominațională, poate că s-ar fi fost mai ușor să le accepți. Probabil, da? Ok, tot în teologia asta există um, organizare sau în practica carismatică există organizare de ritualuri sau de procesiuni, de rugăciune. Ei se duc în locurile astea esențiale, în înălțimile orașului, de unde proclamă, se roagă și izgonesc duhurile necurate, da? Uh, Izgonez duhurile care lucrează în societatea respectivă. Exact asta spune Dumnealui. Da, îs atacuri demonice, satana să luptă împotriva lor a echipei de uh, exorcizatori și de eliberatori și de propovăduitori și de mijlocitori și ei se duc ca să facă epurarea asta spirituală. Despre asta este vorba, da. Acum, întorcându-ne la uh, mesajul lui uh, Alexandru, este o secțiune foarte interesantă aici pe care vreau să o ascultăm din nou. Adică fără noi nu există lumea asta. Când am înțeles că Automat m-am îmbrăcat și m-am dus la tot, împreună cu frații mei, ca să lumineze și ne spunea Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin cuvânt profetic, spunea Dumnezeu așa: Când veți trece voi și veți înconjura festivalul, dracii vor cădea în genunchi. Da, secțiunea asta e foarte interesantă, că dracii vor cădea în genunchi. Acum, eu înțeleg limbajul metaforic pe care Dumnezeu lui încearcă să-l. Deci, nu i-a revelat Dumnezeu așa, hai ca să fie clar lucrul ăsta. De ce nu i-a revelat Dumnezeu lucrul ăsta? Um, nicăieri în, Sfânta scriptură și în Scriptură sunt exorcizări, eliberări hai să folosim termenul ăsta, exorcizare este un termen mai sensibil, preluat din mișcarea catolică, mai mult ortodoxă și unii au alergie la el, da? Există eliberă, eliberări în Biblie și nicăieri demonii nu au căzut în genunchi. Demonii nu au genunchi, nu cad în genunchi, nu interesează să stea în genunchi și așa mai departe. Este total nescriptural când Domnul Iisus Hristos a eliberat demonii sau apostolii, i-au trimis în adânc. Da? I-au trimis în, aș în adânc în așteptarea judecății. Nu există în Biblie că o căzut în genunchi. Deci Dumnezeu nu a revelat lucrurile astea. Al doilea lucru, deși ar cădea demonii în genunchi. Care i treaba? Deci, care i motiv pentru care un demon ar cădea în genunchi? Cad în genunchi înaintea lor, ca să arate autoritatea lor sau ce, care, -i, care -i ideea de a cădea demonul în genunchi. N-are nicio logică, nicio treabă. Da? Lucrarea împotriva demonilor, lucrarea lui Dumnezeu a fost ca demonii să fie legați, trimiși în adânc, în așteptarea judecății. Nu ca să cadă în genunchi și să arate cât de grozavi suntem noi, ca Apostolul Pavel și ca ceilalți care au avut puterea asupra demonilor, da? Apoi, o izgonire a duhurilor. Dacă demonii au căzut în genunchi și i-au eliberat zona de duhuri rele, o izgonire a duhurilor nu ar fi însemnat o încetare a activităților pe care ei le pun pe seama duhurilor rele. Gata, nu mai există festivaluri, nu mai există muzică rock. Asta stai, că există festivaluri creștini în care există aceeași muzică, în care au existat semne oculte, în care există dansul, în care au sărit exact ca oamenii din lume, s-au purtat ca oamenii din lume, s-au manifestat ca oamenii din lume. Bun, dar asta zic ei nu-i... Ce demon, domne? Care demon? Demon de ce? Cu droguri, cu curvii, probabil la lucrurile astea să referă. Dar ele ar fi dispărut. Lucrurile astea ar fi încetat deodată în Cluj, ar fi au, anunțat ăștia trezire spirituală. Uite, Vox, Clamantis, în colaborare cu Biserica Betel și alte biserici și alte grupuri de tine și așa mai departe, au izgunit ducurile, gata, s-au terminat. S făcut. Dar nu există așa ceva. Vedeți așa ceva? S-a întâmplat așa? Poate cineva să certifice? Cum poate fi evaluat ce spun oamenii ăștia? Cum poate fi evaluat? S-a oprit festivalul Antolt? nu s-au mai dat droguri, n-au mai curvit, n-au mai, n mai existat destrăbălare, n-a mai fost muzica aia satanică. Ce s-a întâmplat? Cum poate fi verificat ce spun Așa oricine poate să spună, au văzut niște duhuri nu știu unde, s-au dus, au făcut o procesiune, s-au rugat, au mijlocit și duhurile au plecat, că Domnul le-a descoperit că au căzut duhurile în genunchi. Sau au căzut pe spate. Uite, în altă parte au căzut duhurile pe burtă. În altă parte duhurile... Ce, mă, ce, poți să spui orice. Deci poți să spui orice. În doctrina asta și în practicile acestea poți să spui orice. Dumnezeu poate să reveleze orice, tu poți să faci orice, duhurile poți să arunce oricum, că nimeni nu te poate contrazice. Cum poți să verifica așa ceva? Păi uite, la noi duhurile au căzut pe spate. Ce zici? S-au căzut pe burtă. Nu. No. Sau să dau cu capul de prag Cine poate verifica ce am spus eu acum? Dacă nu ai standardul scriptural al cuvântului Dumnezeu de a evalua ce am spus eu, cum poți verifica? decât să spui, băi, dacă așa au zis el că eu o descoperit Dumnezeu, hai să credem. Vedeți care este problema? Noi am intrat într-o lume spirituală și discutăm în termeni mistici, în termeni oculți, în termeni, în alți termeni, nu în termeni biblici. Pentru că în momentul în care e deschis poarta, dincolo de granițele Scripturii, poți să spui aproape orice. Asta este problema, fraților. Asta este problema. Ok? Și observați sindromul mesianic al acestor influențări, acestor vedete. ascultați puțin persoana întâia singular sau câteodată întâia plural. Ascultați. Adică fără noi nu există gust și lumină în lumea asta. Ce suveranitatea lui Dumnezeu, tati? Nu, fără noi, fără noi nu există gust și lumină. Nu există. Dumnezeu nu are ce să facă fără noi. Da? Unii ce păi asta e hipercalvinism, ce Dumnezeu nu se folosește de oameni? Sigur că Dumnezeu se folosește de oameni. Dar modul în care prezinți lucrurile, modul în care aranjezi lucrurile astea arată teologia ta. Arată teologia ta. Eu când am înțeles că fără mine nu există lumină. Nu vi se pare o indecență spirituală? El e psiholog, spune. Din punct de vedere psihologic. Nu spune asta ceva despre tine? Fără mine nu există. Domnule, fără ex mine nu există lumină spirituală. Există, Tată. Știți cum se cheamă asta, Așa, combinând puțin teologia și psihologia? Asta este sindromul mesianic. Și asta este boala vedetelor și influencerilor din România și a influențărițelor din România. Noi suntem noi facem, noi dregem, noi ni s descoperit, noi scoatem demonii, demonii stau în genunchi. E exact același duh de la Toni Berbeci, exact același duh. Acest narcisist patologic, clinic, spiritual, în care ești fascinat, uimit, atras, consumat de tine însuți, te căpușești pe tine însuți. Asta este, asta este o boală spirituală. Este o boală spirituală, da? Dumnezeu nu poate face nimic fără noi. Eu, eu, știu că pot să facă clarificări un milion de acum, dar ceea ce ai spus rămâne spus. Asta este modul în care voi vă vedeți pe voi Iun și vă. Și acum e evident ca să justifici o chestie din asta, pentru mulți oameni care cred că Dumnezeu mai vorbește și astăzi dincolo de granițele Scripturii, oamenilor cărora le place să danseze pe granițele Scripturii sau dincolo de ele, trebuie neapărat să baci câte o chestie din asta revelatorie. Dumnezeu ne-a spus. Automat m-am îmbrăcat și m-am dus la tot. Împreună cu frații mei, ca să lumineze și ne spunea Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Auzi, ne spunea Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Gata, avem justificare. Avem justificare acum, da? Trebuie să bag o chestie din asta cu Domnul mi-a spus ca să poți justifica că Domnul te-a trimis acolo ca să faci procesiunea asta și toate lucrurile astea. Nu se poate altfel, da? Deci vedeți aici combinația. Cum se atrași oamenii? Oamenii se atrași cu pretenții din astea... Uh, revelatorii, că Domnul ne-a spus, Domnul ne-a descoperit. Băi, ceva extraordinar. Dacă citeai în Biblie, nu e așa fascinant, dar dacă faptul că ți-a spus Domnul acum proaspăt, particular pentru o situație, ceva ieșit din comun. A doua chestie, cu acest simțământ că tu ești o persoană cu totul, bă, noi ne-am dus special, noi ne ducem, noi am făcut, noi suntem sare, noi suntem lumină, noi ne ducem, noi scoatem dracii, nou domnul ne-a descoperit, da, sindromul ăsta mesianic și în al treilea rând, oamenii aceștia își hrănesc victimele spirituale cu ideea unor așa zinse biruințe spirituale. Da? Băi, eu m-am dus, am proclamat, am făcut procesiunea respectivă, am vorbit împotriva duhurilor ele, am mivlocit și au plecat, am dărâmat în tărături de pe înălțimile Clujului, am vorbit, am proclamat, am rostit cuvânt de binecuvântare, s-a întâmplat tot. Îți dă un sentiment din asta. Băi, ce cavalerie ești tu spiritual? Ce, ce importanță și ce, ce, valoare și ce putere ai tu în lumea spiritual? N-ai nimic, imaginate de mintea ta zbiruințe imaginate de mintea ta. Știi care sunt biruințele tale adevărate? Biruințele în relație cu soțul, cu soția, cu copiii, la lucru, cum muncești, cum te porți, cum vorbești, atitudinile tale și toate lucrurile astea. Astea sunt biruințele tale adevărate spirituale, frații mei. Astea sunt biruințele spirituale. Adi Tămaș spunea în secțiunea aia citat din Efeseni, în capitolul 6, că noi nu avem de luptat împotriva duhurilor, în cărnișii sângerice, împotriva duhurilor și așa mai departe. Așa este. Așa este. Dar ați văzut în ce context spune Apostol Pavel? Pavel nu spune, face câte o procesiune în jurul fiecarei cetăți, la Filip, la Tesalonic, la Corința și așa mai departe, ca să duhurile uh, care domină cetatea respectivă și cetatea aia voastră nu l -l lăsați pe nimeni să o blasme. Nu există în Biblia așa ceva. Nu există, fraților. Este o cuplare de versete ciupite din Vechiul Testament despre înălțime, cu înconjurarea Erihonului, cu texte ciupite din nou Testament și făcut o combinație, o, o salată din asta teologică nu există în Biblia așa ceva. Știți în ce context spune Pavel în Efeseni 6 asta? În contextul trăirii după voia lui Dumnezeu. Citiți Efeseni 4, 5 și apoi 6. Și veți vedea că 4 și 5 descrie umblarea credinciosului. În familie, relații soțul cu soția, soția cu soțul, părinții cu copii, copiii cu părinții, robii cu stăpânii, stăpânii cu robii, la locul de muncă, la uh, situații obișnuite ale vieții de fiecare zi. În contextul ăsta el vorbește despre bătălia spirituală. N-are nicio legătură cu ce vorbesc cu oamenii ăștia. Nicio legătură. Poate darul care trebuie recuperat cel mai rapid astăzi și care este cel mai necesar este darul discernământului. Nu mai vorbiți, fraților. Lasă, credeți, nu credeți, o să vorbiți mai târziu un limbi. Mai târziu o leacă. Trebuie să recuperăm rapid discernământul. Pentru că bisericile noastre au o hemoragie de oameni înspre astfel de mișcări periculoase pentru că nu există discernământ. Pentru că noi ne ocupăm cu divert, de teama de pe de tineri, de dorința de a avea mai multe botezuri, de a aduce numere. Este important, eu mi-aș dori să pochească toată lumea asta, da? Până la ultimul om. Dar din dorința asta, oamenii din adunările evanghelice nu sunt pregătiți, nu sunt învățați, nu sunt păstoriți, nu sunt educați teologic, nu sunt pregătiți ca să facă față unor asemenea învățături. Nimicitoare. Nimicitoare. Dumnezeu să vă cerceteze pe fiecare dintre voi, sper să fi învățat ceva din clipul acesta, să vă fie de folos uh, și pe data viitoare.